Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de luni 21 decembrie. Cei care sunteți obișnuiți cu această rubrică de etalări zilnice, probabil ați observat că am schimbat cărțile pe care le folosesc în această etalare, pentru că luni 21 decembrie, mai întâi Mercur, în cursul nopții, în jurul orei 1 dimineața, ora României, urmat de aproape de soare, la ora prânzului, ora României, părăsesc zodia săgetătorului pentru a intra în Capricorn. Capricornul care locuiește în vârf de munte și aceste cărți așa foarte lunguiețe, foarte verticale, mi s-au părut perfecte pentru etalările zilnice pe perioada în care soarele va tranzita această zodie. De asemenea, luni se întâmplă un alt eveniment astral foarte important, marea conjuncție Jupiter-Saturn, care va avea loc la gradul 0 și 28 de minute de vărsător. Se întâmplă în jurul orei 18 și 15 minute după masa și durează până în jurul orei 21 și 50 de minute ora României. Jupiter și Saturn rămân împreună pe gradul 0 de vărsător, dar nu la minutul exact, în perioada 19 decembrie ora 16, 24 decembrie ora 4 dimineața. Vă dau aceste informații doar pentru cei care sunteți pasionați de astrologie și vreți să știți momentul exact în care energiile o să fie cele mai potente, dar această energie a conjuncției Jupiter-Saturn, care are loc în vărsător, o să ne influențeze pe toți în următorii 20 de ani. O să dea tonul în toate domeniile publice, de la modă, artă, muzică, trenduri politice, trenduri sociale, trenduri economice pentru următorii 20 de ani. Pentru că avem o zi așa de importantă, nu o să vă mai rețin, hai să începem direct cu etalarea. Extragem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem aici șaptele de bâte. O zi cu potențial de certuri, de neînțelegeri, e posibil ca unul dintre parteneri, fie voi, fie partenerul sau partenera voastră, să se simtă atacat, poate nu neapărat de voi, s-ar putea ca să se simtă atacat de diverse circumstanțe externe relației voastre. În orice caz este important să țineți cont de această energie pentru că vă va ajuta să înțelegeți de ce partenerul sau partenera voastră reacționează într-un mod mai atipic, de ce sunt defensivi, de ce simt nevoia să se explice, să demonstreze că lucrurile sunt într-adevăr așa cum spun ei. Pentru o mică categorie dintre voi s-ar putea ca aici tocmai relația voastră să fie cea care este atacată, fie de comentariile mai mult sau mai puțin răutăcioase, mai mult sau mai puțin sarcastice ale prietenilor, ale rudelor, ale colegilor, sau de posibile persoane care vor să se infiltreze în relația voastră. Partea pozitivă este că aici cuplul este solid, stă împreună, face front comun și rezistă acestor atacuri din exterior. Pentru cei singuri, acest șapte de bâte poate să reprezinte anumite persoane care vă fac niște avansuri agresive sau avansuri nedorite, aveți mare grijă la această energie. Dacă sunteți în discuții mai mult sau mai puțin serioase cu un posibil partener, cu o posibilă parteneră, asigurați-vă că nu lăsați loc de interpretări, că lucrurile sunt clare și bine definite, pentru că persoana cu care discutați s-ar putea să își facă o imagine greșită asupra voastră. În orice caz, aveți foarte mare grijă să nu comunicați impulsiv, să nu păreți agresivi în comunicare. Pe situația de sănătate avem aici 4 de inimi. O carte de nemulțumire, nu sunteți de acord cu tratamentul, cu dieta, cu regimul la care trebuie să aderați pentru starea voastră de sănătate, mai ales că vin sărbătorile și cine vrea să fie la dietă în această perioadă. Problema este că aici Universul v-a trimis semnale în mod repetat că este cazul să faceți o schimbare. Organismul vostru v-a trimis semnale constante că ceva nu e bine, că ceva nu funcționează corect, dar voi ați lăsat lucrurile să degenereze în așa hal încât nu mai aveți șanse de întoarcere, adică ați ajuns în punctul de acum ori niciodată.
dacă nu băgați în seamă semnalele corpului vostru, ale organismului vostru, ceea ce vă cere, astfel încât să aibă o stare de sănătate bună, robustă, care să facă față cerințelor mediului înconjurător, riscați să ajungeți în noul an cu mari probleme de sănătate. Așa că întrebați-vă foarte sincer ce este mai important pentru voi, bunăstarea pe termen lung sau plăcerea pe termen scurt. Lucrurile sunt foarte simple. Hai să trecem mai departe pe carieră, situație financiară, bani, afaceri, investiții. Aici avem prințesa de inimi. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să apară azi niște oportunități foarte creative de activități care necesită de la voi o implicare fie emoțională, fie artistică, creativă, de gândire ieșită din tipare. Dacă aveți ocazia să vă dedicați timpul pentru anumite activități de voluntariat, în scopuri sociale, pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, faceți aceste activități, e un lucru foarte bun, vă va ajuta pe viitor, pentru că e posibil ca în aceste cercuri în care o să vă învârtiți în scopuri de voluntariat să întâlniți anumite persoane care să observe această latură umană, această latură afectivă a voastră și să vă ajute mai apoi în carieră. Prințesa de inimi ne arată că acum este momentul să dăruim, răsplata va veni mai târziu, probabil în anul următor. Și acum hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Să vedem mesajul pentru ziua de luni, 21 decembrie, o zi foarte încărcată din punct de vedere astral. Și avem aici o carte care a vrut să sară, un mesaj pentru toată lumea. Fac încă un pas în vindecarea mea. În clipa în care rostesc afirmații pozitive, ies din rolul de victimă. Nu mai sunt neajutorat, îmi recunosc propria-mi putere. Un mesaj foarte frumos pentru această zi în care Mercur și Soarele intră în Capricorn, în timp ce Jupiter și Saturn părăsesc această zodie pentru a crea aspectul astrologic care o să ne definească următorii 20 de ani, marea conjuncție la gradul 0 de vărsător. Țineți minte aceste cuvinte, țineți minte această energie. Răsplata o să vină, pozitivă sau negativă, în funcție de karma individuală a fiecăruia. Acum este momentul să dăruiți, să dăruiți în relație, să dăruiți pentru voi înșivă, să vă acordați vouă înșivă timpul, atenția, dragostea necesară și să dăruiți societății. Pentru că semnul vărsătorului vorbește nu doar despre individ, ci și de societate în general, de marea familie umană din care toți facem parte. Și dacă acum facem aceste mici acțiuni simbolice de a ajuta pe cei din jurul nostru, fiți fără grijă că mai devreme sau mai târziu, în următoarea decadă, Jupiter și Saturn o să vă mulțumească, o să vă răsplătească pentru aceste activități. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!